Bună ziua și bun venit, dragii mei, la lecția de biologie. Sunt Mihaela de la Șandor și astăzi, în cadrul capitolului Sistemul endocrin, vom învăța tiroida. Tiroida este cea mai mare și mai bogat vascularizată glandă endocrină. Ea cântărește aproximativ 25-30 de grame și este localizată în partea anterioară a gâtului, în partea inferioară a laringelui și în partea superioară a traheei. Iată, aceasta este tiroida. Ea are forma și aspectul literei H, fiind formată din doi lobi, lobul drept și lobul stâng, uniți între ei printr-o formațiune numită istm. Activitatea tiroidei este controlată de hipotalamus prin intermediul hipofizei. Hipofiza secretă hormonul tireotrop, numit și tireostimulator, prescurtat TSH, care ajunge prin sânge la tiroidă, controlând creșterea și dezvoltarea acesteia și stimulând secreția de hormoni tiroidieni. Tiroida este învelită de o capsulă conjunctivă, fibroasă, care o fixează de organele vecine, laringele și trahea, dar care trimite și septuri în interior, septuri ce împart tiroida în lobuli. Fiecare lobul conține pe lângă țesutul epitelial glandular și țesut conjunctiv. Țesutul glandular este alcătuit din foliculi, formațiuni veziculare de formă sferică, în cavitatea cărora se acumulează un coloid, respectiv un material viscos ce depozitează hormonii tiroidieni și care este secretat de celulele epiteliale ce tapetează în interior pereții foliculilor. Reținem deci că celulele epiteliale foliculare secretă hormonii tiroidieni principali, dar numai în prezența iodului, drept pentru care acești hormoni se numesc triiodotironina, pe care o prescurtăm T3, și tetraiodotironina, prescurtată T4 și cunoscută sub denumirea de tiroxină. Printre foliculi, în fiecare lobul al glandei tiroide, se găsesc celulele parafoliculare de tip C, care secretă un alt hormon, ce se numește calcitonină. Rolul hormonilor secretați de tiroidă. Hormonii tiroidieni au rol în creșterea și dezvoltarea organismului, în special a sistemului nervos. Putem face o asemănare cu STH-ul, respectiv hormonul de creștere produs de hipofiză, care intervenea și el în procesele de creștere și dezvoltare somatică, dar acesta nu avea efect asupra dezvoltării intelectuale, deci nu acționa pe structurile sistemului nervos. Hormonii tiroidieni intensifică arderile celulare, furnizând astfel energie sistemului cardiovascular, sistemului respirator și sistemului muscular. Hormonii tiroidieni cresc glicemia, stimulează descompunerea lipidelor, scad nivelul colesterolului din sânge și determină descompunerea proteinelor și creșterea eliminărilor de azot. Calcitonina, hormonul secretat de celulele parafoliculare, fixează calciul în oase și reduce concentrația acestuia în sânge când este în exces. De aceea spunem că acest hormon, calcitonina, este un hormon hipocalcemiant.
El se secretă atunci când nivelul de calciu din sânge este prea mare, cu scopul de a îndepărta acest exces prin fixarea calciului în oase.